Шефу, фырт я игуала. Да. Треба се интри дън сам ти има Иван Данеца, не сте за мисля. Да. Băi, și ține e... Băi, v-am spus, băi, Van Damme, băi, de câte ori spun, băi, nici luna asta nu să-mi spui dinții. De ce, șef? De ce, șef? Cu banii care dau pasta, înțelegeți, spuneam dinții. Hai, toată problema, hai, de ce, șef? Haide, măi, ce ai crezut? E bun inamic în ea. Crezut? M-ați nebunit astăzi. Te rog frumos, te hotărăști mai repede. Dar nu-mi place, nu-mi place. Nu-ți place, nu-ți place, nu? Leu, ce cald e, ia. Lăsați-mă cu păfuier. Tabela reparată. Extraordinar. Extraordinar. Băi, tu... Băi, fotbalistul Dănciunescu s-a apucat de pictat. Ce-a făcut astea brunete? Nu, scrie Mănciulescu, parcă. Mănciulescu, Dănciulescu, ce mă corectezi tu pe mine? E fotbalistul, nu vezi ce pictează? De astea de-ale lui. Înțelegi? Hai, hai, alege mai repede că... Băi, nu-mi place. Nu-mi place. Tu nu înțelegi? Nu înțelegi? Nu-ți place. Că mă așteaptă băieții să la vii la acolo, înțelegi? Oh, înțelegi? Dacă aș știe că eu umplu cu tine, să-ți alegi tu toate prăstile. Gata, m-am hotărât, pe ăsta lor. Cosăi, hai să ajungi iar la... Dar mână, acum când au aleși pe tine electorații, Billy? Electoratul, ți-am mai spus. Așa am zis și eu, nu contează. Pentru hârtia ta smângălită, ce mai contează? Hârtia asta mângălită, băi... Băi, v-am mai zis, mă, mai stilizați-vă că sunteți lângă Dita mai senator acum, e nevastă de senator. Ce zice lumea când te aude cu electorații și cu asta? Și unde m-ai auzit tu pe mine că am zis să-l luăm? Tu crezi ce i-am spus lui Van Damme să scoată pistolul ca pe vremuri când intram și alegeam tot? Cum mai? De astăzi noi cumpărăm. Băi, v-am mai spus, gata, am uitat trecutul. Îl cumpăr! Cum să dai banii pe pațachina asta? Dar mult mai bine, uite-te, uite-te! Mai acolo leșin! Stai așa să mai plătești și mai caz și mai... Dărâmăm toate prostiile astea care sunt pe aici. Te ia cu leșin. Dar tu la ce te uiți, dragă? Te uiți la aia? Păi eu ce crezi că am luat-o că e despuiată aia? Tu la aia crezi că m-am uitat? Da. Eu am nevoie de aia, am nevoie de tine. Aia e tablou, tu ești în original aici. Uite aici. Nu te uiți, mă, uite la fotbalici, la Dănciulescu, plăiește. Uite la preț, uite la preț. Vă, o groază de bănet. Și? Și, păi dacă ăsta este cel mai scump tablou din toată expoziția, pe ăsta-l cumpăr, gata. Adică dacă ăsta este cel mai scump, înseamnă că este cel mai valoros, nu? Logic, nu? 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 Nu, la tine a început să-ți meargă rătișoarele. Rătiți-l pe ceasta. Gata. Hai, hai. Cine zicea că e greu să te pricep la artă? Caută-l pe ăla să cumpăr pe aici. Hai mai repede, Van Damme. Am bilișor, mă, dar nu avem noi acasă tablouri mai mari și mai frumos colorate ca ăsta. Băi, dar avem, poate ori fi și mai mari și mai altă, dar m-am săturat de Van Gogh și de Rembrandt și de ăștia. Iar ăștia românii care mi-ai pus tu să-i cumpărăm așa, înțelegi? Nici nu știu cum îi cheamă, că avem o grămadă, toată vila e numai cu ăștia. E cum să nu știu eu? Și tu cum îi cheamă pe toți ăștia care spun eu? Pe toți. Ia stai, mă. Pe la care a filmat toate tablourile alea cu care le-am pus în baia de la etajul 2. Știi? Îl știu. Și l-am și în agenda de la mobil. Ia, caută-l. Bine. Enescu. George Enescu. Dar ce treabă ai tu cu... Cum ai zis că-l cheamă Enescu George ăsta? Ce treabă ai tu cu ăștia de ibași și pe ăștia? Ai... pictează și pe ăsta? Aveți o ședință de pictură în particular? Nu? Hai, măi, băi, ce faci, mă? Nu ți-am spus să-l chem pe ăsta, să-mi pachetăm astea, mai repede. Băi, am coamă! Bună ziua, cu mine vorbiți? Tu ești, mă, ăsta care le vinde pe aici, care e asta, vânzătorul și asta, fie de... ia asta, fie atât asta cu tipul ăsta, bagă într-o pungă, ceva de plastic, bă, pungă de-aia, dumneavoastră, ce te-ai uiți la mine, înțelegi? Și, auzi, dacă mai e loc, astea două, astea cu siclama, astea mai fisticii, mai bagă două de-astea mici. Eu nu sunt vânzătorul, eu sunt autorul, pictorul, artistul. Ce ești tu, autor? Autorul acestor capodopere. Tu ești Dănciulescu? Mă scuzați, Mănciulescu. Nu contează, nu prea să mănânc așa să dai cu job. Ești ca la Moli, după cum se vede. Auzi, dar dacă tu ești autorul, de ce mă ruiești și tu pe vreo bag, note, ceva, că asta așa se poartă acum, ăștia, autorii, ăștia, hă? Bine, ce șulfă ești. Și eu când te-am rugat să mă pui pe hârtia de un milion, te lăsa să-l pună pe ăla, pe...
ochelaristul la Caro, Cari. Cari? Da. Caragiale. Mihail Caragiale. Ți-am mai spus, bă, mai stilizați-vă și voi, bă, când umblați cu mine acum, că mă fac pe la, de râs pe la recepții, înțeleg. Aha, deci Mihail Caragiale. Da, prin urmă mi-a spus băiatul ăsta care dă meditații, filozoful care ne așteaptă mașină, da, care da. Pe drumuri... Mă... E, dă mie banii și mă atârnia pe perete în dormitor, unde-ți place ție? Îmi place, mă, băi, îmi place, mă, toată lumea să, să pricepe la artă, băi, e frumos, da? Dar dumneavoastră sunteți un rafinat, văd că aveți un gust și la frumos. Bă! Începeți. Bă! Unde uiți tu? Bă, aici, băi, numai eu! Da. Unde e vântul? Uite-te acolo, băi, 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 extraordinar! Și fii atent cum te comporți cu mine, că-l pun pe băiatul ăsta-i mea, Vandane. Băi, băi, și... Păi fii băiat de treabă, băi, păi că am relații pe la Banca Mondială, pe acolo, vorbesc cu ăștia, spune pe figura, pe vreun euro, ceva pe acolo, hă? Ce zici? Haide, mă, te hotărăște, ce mai râs mai ce? Râdeți toți, vă, lângă mine, că m-ați nebunit. Nu ți-a spus că mă așteaptă ea la casino să dăm o bilă? Înțelegi? Haide, băi, băiatul, ia-o pe dânsa. Bun, râdețelul ăsta, gata, nu mai rău. Dar alegeți cu el mai repede, unul și gata, hai mai repede, hai. Băi! Și stai departe, nu te mai uita, ce, stai mai departe, dânsa și alegeți un tablou, că... M-a luat somn la ce? Alegeți, domnișoare. Toate tablourile mele expuse aici, în Galeria Zambaccean, vă stau la dispoziție. Care vă place? Da, bă, uite, asta merge. Dar îmi mai trebuie aici o dungă de mov să meargă cu preteluță mentre la sutien. Nu? Nu nicio problemă, se rezolvă pe loc. Da? O clipă. Băi, stai că m-am răzgândit. Uite, asta o te mai și... Da. Nu, stai puțin, că îmi mai trebuie puțin din dermatograful meu. Băi, e dermatograf de firmă, să știi, nu e... Domnișoară... Da, e ceva fenomenal, băi, la dumneavoastră, sunteți la dreptul genial. Pictură cu farduri, asta e ceva nou. Nu mai trebuie scule, pensule, culoare. Am revoluționat pictura. Da. Ce faci? Îl cumpăra. Păi, că am un prieten. Hai, dragă, ce faci? Te-ai hotărât odată că m-a ținut nebunit de cap. Ha? Zi. Nu, n-ați luat? Ia de-te la o parte. Care ai zis că-ți place? Ăla? Nu-ți place nici ăla. Nici ăla? Ăla? S-a sortează sau ce ai zis că-ți? Prietenul ți-a plăcut. M-am hotărât. Gata. Îl luăm pe ăsta. Vai, băi, extraordinar. Extraordinar. Da, nu vă supărați. Asta nu puteți să luați. E planul de evacuare al clădirii în caz de incendiu. Ia-te-te la parte. Adică nu l-ai pictat tu sau ce? Domnul senator, știți, nu e... Nu, adică dacă îl iau, te bagă la încălcarea dreptului de autor? Ce? Nu, tocmai, știți, adică... Știi care plan? Fii atent, mi-l prezinți pe ăla care l-a pictat, îmi place, extraordinar. Gata, asta, băi, extraordinar. Nu, mai mult. Bă, tu îți place ceva de pe aici sau... Tu ce dai, băi, extraordinar, băi, Vanda, gata. Băi, împachetează tot ce e în galeria asta. Cum ai zis, bă, că-i zice la galeria aici? Galeria Zambaccean. Așa, gata, fii atent. Maestru... Vie aici cu un camion. Îmbraci totul aici, tot așa, de ipotate. Și de unde le pune șeful, că e casa tapetată? Da, unde le punem, da, multe. Unde să le mai punem? Le punem în garaj, că acolo n-avem. Acolo le punem în garaj. Așa, e pereții, băi? Așa, băi, fii atent să ai grijă de asta, că ăsta le-i separat. Ăsta le-i separat. Da, uite, din cap, am grijă, dar unde? Păi să-l punem în birou, în fața mea acolo, exact pe birou, că l-am în permanență în față. Aha. Place, e ceva... Cum a zis, bă, e ceva ăsta, îi zice, cum a zis filosoful ăla, mă, ăsta care mă așteaptă mașină, că îi zice, cui, inefabil, ăsta e inefabil, îl pun pe birou, e frumos. Am înțeles, da. Inefabil, înțelegi? Da, așa. Ce? Fii atent, împachetează și pe dânsul, înțelegi, ideea acasă să o picteze pe Mimi cum a pictat-o pe asta. Înțelegi? Așa, gata. Păi și pe Mimi unde o punem? Pe perete în dormitor. N-ai auzit că îi place?